grație preocupării conducerii Consiliului Județean în mandatul trecut, 2008-2012, ISU Giurgiu a fost dotat cu echipamente de ultimă generație care le stau acum la dispoziție pompierilor pentru soluționarea fericită a unor situații de urgență. Împreună cu tehnica mai veche, pompierii giurgiuveni reușesc acum să obțină rezultate mai bune, apreciate atât de autorități cât și de restul comunității. O serie de astfel de echipamente și de autospeciale au fost expuse astăzi în incinta unității pentru a fi văzute de vizitatori. Primul care a aflat detalii despre tehnica din dotarea ISU a fost chiar prefectul județului, Lavinia Crișu. Minimul necesar pentru primul ajutor, cu defibrilator, aspirator de secreții, avem aici o pătură pentru arși, care are un lichid, un gel, care lichidul calmează, antiseptic, pompă de presiune de ulei. Care acționează ce? Care acționează, cu ajutorul furtunelor de presiune, acționează depărtătorul sau foarfeca. Acesta este costumul tip A, care asigură o izolare totală a celui care operează, intră în zona contaminată și este izolat, are și ariacul care le asigură o respirație, costumul are și niște supape, deci nu primește aer de afară, noi nu mai dăm afară. Și el, operatorul care lucrează cu acest costum și intră în zona contaminată, este ajutat sau trebuie să preleveze niște probe. Avem scară, cu lisabilă avem scară de fereastră, are o pompă de 3000 de litri de apă pe minut, americană, pompă destul de puternică, lucrează pe două circuite, circuit de înaltă presiune și circuit de joasă presiune. Prefectul a acceptat chiar și să testeze pe propria piele cum funcționează aparatura medicală din dotarea autospecialelor SMURD. Aici avem saturația de oxigen în sânge, 98%, este foarte bună. Pulsul periferic, 78, este foarte bun. Și acum să așteptăm măsurarea tensiunii arteriale. Acesta este practic aparatul cu care ei merg peste tot. Da. Ei merg la toți pacienții. Tensiunea 130/89. Este foarte bun pentru un adult. Bun, deci vă funcționează bine aparatul. Și pentru că au ajuns la momentul la care e necesară trecerea la etapa următoare, pompierii care lucrează pe astfel de autospeciale de tip SMURD sau ambulanțe roșii, așa cum sunt cunoscute de giurgiuveni, vor fi instruiți și pentru intervenții mai complicate. Pentru asta, conducerea ISU a decis că la Giurgiu se poate înființa un adevărat centru de pregătire. Găsind la Giurgiu, cum am mai spus-o și o repet, o apetență deosebită, să zic așa, pentru fondurile europene, fiind între puținele județe care au accesat fonduri europene pentru serviciile de urgență în mod deosebit. M-am gândit și la nivel de idee, am discutat deja cu doamnele de la Consiliul Județean și le-am spus această idee, ca în următorul ciclu de absorbție a fondurilor europene din 2014, dacă nu mă înșel, să gândim un proiect integrat pentru crearea unei academii SMURD, și eventual o să fie la un loc, aș dori să facem și un centru de pregătire pentru pompieri.